Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum al județului Sălaj a organizat astăzi, cu ocazia zilei pompierilor din România, o serie de manifestări. Manifestările s-au desfășurat între orele 10 și 16 pe platoul central din fața instituției prefectului. Cei care au trecut prin centrul Zalăului putând vizita atelierele special pregătite cu această ocazie. Cu această ocazie au fost expuse tehnica de luptă a inspectoratului, echipamentele aparținând echipei pirotehnice și tipurile de muniții asanate, dar și autospecialele și tehnica pentru descarcerea grea. Tot astăzi, începând cu ora 11, echipajele de paramedici de la Smurd le-au prezentat zălăuanilor un curs de prim ajutor. Nici cei mai mici nu au fost uitați de pompieri, pentru aceștia fiind pregătite astăzi mai multe exerciții demonstrative, jocuri, dar și concursuri de informare preventivă. Alături de cetățeni, la eveniment au fost prezente oficialități locale și județene, parlamentari, angajații instituției și familiile acestora, dar și colaboratori și foști angajați. Cu cine ați venit astăzi aici? Cu copilul și pentru mine. Și ce spune cel mic? Cred că e super fascinat. Pe partea de Smurd, văd bine. Pe partea de Smurd, pe partea de descarcerare ne interesează, pe partea de prim ajutor, ne place, e super. Ce le transmiteți pompierilor de ziua lor? Multă sănătate, să primească fonduri, să fie sprijiniți financiar, că totul constă în financiar în ziua de astăzi. Dacă au fonduri, dacă au bani, o să fie și dotat și o să poată salva și vieți în cazul ăsta. Și mult noroc și spor la muncă! Cu cine ați venit astăzi aici? Nepoțelul. Am văzut că așa procedează majoritatea bunicilor și aduc nepoții. Bineînțeles. E o zi specială pentru ei, pentru copii. Și ce-ți place ție din ce ai văzut aici? Mașinile de pompieri, echipamentele, barca. Ai de gând să urmezi o carieră în acest sens când vei crește mare? Da, de ce nu? Cu cine ați venit astăzi aici? Cu copiii mei, de 4 ani și de 7 ani. Să vă trăiască! Mulțumesc! Și ce spun fetele? Sunt încântate de ceea ce văd aici? Ba, Alex, fetița nu știe, nu știu dacă îi place ei prea mult, dar la băiat îi place. El e foarte fascinat de toate mașinile, poliție, salvare, pompieri. Ce le transmiteți pompierilor de ziua lor? La mulți ani, în primul rând, să nu aibă evenimente. Și să trăiască. La mulți ani, da, cu sănătate, să trăiască, să se descurce tot mai bine prin antrenamentele lor, în situațiile de urgență.